Salutare, faci un sur, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să fac iar un nou tutorial de instalare a FIFA, a FTC 19 All-Star Echipă, dar haideți să vedem întâi linkul din descriere. O să opresc un pic. Deci, față am revenit, haideți să descărcăm și noi linkul aplicației care aveți nevoie, este mega și sunt mega și rar. O găsiți pe Magazin Play sau pe App Store, nu contează. Noi haideți să intrăm pe linkul din descriere. O să vă las link chiar în descriere. Am filmat iar și un episod din greșeală, am uitat să pun linkul și m-au contactat niște băieți. Băi frate, n-ai pus linkul în descriere. Lasă frate că filmezi din nou. Deschideți cu Mega. Haideți să vedem, se conectează la server aici. Ne va da deschide cu Mega. Se actualizează lista de fișiere. Uitați, ne dă aici informații, mărime, 270 MB nu este mult, haideți să dăm descarcă. Și în acest moment fișierul se descarcă, încep să descarce, se descarcă foarte, foarte repede. Vreau să vă spun despre joc că este foarte bun, ea are grafică foarte frumoasă. O să opresc și o să revin imediat. Deci am revenit, ni s-a descărcat link-ul. O să opresc iar și un pic. Deci asta link-ul s-a descărcat. Haideți să vedem. Intrăm în aplicația RAR. Aici ne-a dat pe prima aplicație. Intrăm aici și căutăm Mega. Mega Download. Avem aici pe ținut spre All-Star Zip. Apăsăm aici pe această căsuță și dăm aici sus. Și dăm OK. Pe această liniuță de aici sus. Dăm. Haideți să vă mai arăt o dată. Apăsăm căsuța și dăm pe această liniuță de aici de sus. Și dăm OK. Acum, în aceste momente, jocul se extrage. Eu o să revin când nu se extra. Deci, așa, am revenit aici să extrag și jocul. Puteți să cedeți acest fișier, că nu mai avem nevoie de el. Yes. Avem aici FTC 19 All-Star. Intrăm aici. FTC 19 All-Star. Dăm aici. FTC 19 All-Star. APK. Și se pregătește jocul. Dăm aici. Instalați. Doar instalați, trebuie să dați... Normal că trebuie să instalați jocul. Haideți să mi se instalează jocul acum, eu o să revin când o să se instaleze. Deci, fraților, am revenit, aplicația s-a instalat, dăm terminat. Și în aceste momente, aplicația este instalată, dar dați terminat, nu dați deschideți jocul. Intrați pe data, dați aici pe data. Intrați pe data, avem com, Steven, Cr, FTC 19. Apăsăm pe această casetă de aici. Și ținem apăsat lung, dăm cut aici, cut. Și dăm pe liniuța verde, liniuța verde, liniuța verde, linia verde, linia verde, până ce găsim folderul Android. Dăm Android, dăm data și dăm pe aia de sus de aici, lipire. Adică acum s-a mutat data, dăm aici, căutăm iarăși Mega, Mega Download, FTC 19 All-Star, FTC 19 All-Star. Un pic. Deci asta am revenit, am găsit Mega Download, aici haideți să dăm Mega, scuzați, Mega Download, FTC 19, All-Star, FTC 19, All-Star, după ce am dat terminat cu data, dăm pe OBB, dăm să vă cărui tot așa fel, ținem, apăsat lung, dăm cut și căutăm Android, căutăm OBB și dăm pe asta de aici de sus. Pe asta de sus. Și în acest moment jocul s-a copiat. Haideți să vedem și noi cum arată jocul. Cred că este foarte, foarte mișto. L-am mai jucat și eu, l-am avut instalat. Foarte mișto, avem echipe foarte, foarte... Dar voi dacă vreți să alegeți Real Madrid, la seama de eu iau Barça, Barça iau, desigur. Ies până aici, au pe Mohamed Salah. Cel mai bun jucător la Liverpool și cel mai bun jucător din Premier League. Jocul este în engleză, ca să știți și voi. O să dau un pic mai în chat-ul, ca să nu se audă tare. Congratulations, thank you for playing FTC. You have aved 10 money for coming back. Ok, dăm aici, dăm aici și intrăm pe joc. Columbia-Polonia, meci de Daily Challenge. Dacă ar juca cu Columbia. Da, manager mod, ne pune un nume.
Pun numele meu, dăm accept, avem și hack. Căutați dacă vreți să-l luați în premier din Liga 1 germană, din Liga 1 franceză. Lați Paris Saint-Germain, eu o dau aici. Eu o să iau de Premier League Barcelona. Uitați, avem aici contract până în... Avem aici două meciuri pregătite cu Stade Rennais și AS Monaco. Dăm aici... Avem perioada de transferuri. Mie îmi place jocul, vreau să văd stadionul. Stadion Barcelona Stadium, un stadion foarte frumos, cel al Barcelonei. O să facem și noi modificări stadionului. Dar, deci, fraților, cam s-a fost acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe data viitoare. Pa, pa!